For next fight, we're going to 72.5 kilograms. Mergem la categoria 72,5 kilograme. In the blue corner, we're gonna have a guy from Republic of Moldova. Age 23, 1.78 tall. His coach is Stanislav Cornei. His ring name is Octopus. Professional record, 1 win and 1 lose. Fighting out of the blue corner, Stanislav Sturba! Suntem la categoria 72,5 kg, moldoveanul Stanislav Sturba va da piept cu Alin Pricopie. Stanislav vine la clubul Adrenalin din Chișinău, are 23 de ani, 71,2 kg la cântar oficial, 1,78 m înălțime. O victorie, o înfrângere pentru luptătorul moldovean. Adversarul său va fi Alin Pricopie, un sportiv născut în Galați, un luptător care acum stă și se antrenează în Brașov. Opponent is coming from Galați, 29 years old, 1.79 tall. His coach is Stelu Felix and his club is Dacia Martial Arts. Professional record, 3 wins and 2 losses. Fighting out of the red corner, Alen Pricopie! L-am văzut pe moldoveanul Stanislav Sturba, acum este momentul să intre în ring Alin Pricopie. Spuneam, născut aici la Galați, Alin Pricopie se antrenează la clubul Dacia Martial Arts, are 29 de ani, 3 victorii, 2 înfrângeri pentru Pricopie, 71,8 kg la cântar oficial. Chișinăul nu este așa departe de Galați, dacă nu mă înșel eu, s-ar putea să fie chiar mai aproape decât Bucureștiul. Da, spuneam despre Pricopie că e născut aici în Galați, chiar dacă de ceva vreme nu mai stă. Acum este la... stă în Brașov. Despre Stanislav Sturba, prea multe detalii nu avem, este un sportiv moldovean nou intrat în circuit. Judge! Am cinat cu ocazia asta, a plouat cu floricele în momentul în care s-a terminat meciul și a câștigat Florea meciul anterior. Unul dintre sporterii săi, neavând cu ce să arunce, probabil că și-a uitat cușma acasă, că așa se făcea odată. Da. Arunca cu niște floricele. Da, ca la confeti ca pe stadion, nu? Ceva de genul ăsta. Exact, ceva în genul ăsta. Probabil că asta a fost în capul lui. Ok, foarte, foarte bine a făcut. Mulțumim pentru cine. Bine că n-am intrat în ring. Îl vedem pe Sturba, lovește foarte puternic. A fost probleme pentru Pricopie, care a încasat câteva lovituri de la adversarul său. Sturba are o mișcare foarte, foarte bună, o deplasare bună în ring. Pricopie se mișcă foarte mult. 72,5. Da, sunt mititei totuși. Bună, bună dreapta lui Sturba, foarte tare a lovit.
Da, lovește puternic în continuare Ștârba. A fost un croșet de stânga ceva mai devreme, acum o lovitură mediană, încă o dată croșet de stânga, croșet de dreapta, ratate loviturile. Foarte, foarte lași loviturile astea, da, sta bine în distanță cu copii și aici se evită. Încă o stângă în garda lui Pricopin. Gard, într-adevăr. Caută să-l înghesuie Pricopie, caută să lupte dintr-o distanță ceva mai scurtă. Ștârba însă se mișcă foarte mult, pleacă stânga, dreapta. Derutant în anumite momente basarabeanul. Break! Prinde. Fight! Care mișcări de boxer basarabeanul. Exact. Și loviturile sale vin din acea zonă și garda pe care o folosește Ștârba. Felul în care își clatină capul și mișcă eschivele, deplasarea. Bună dreapta acum trimisă de Ștârba. Încă o dreaptă în capul lui Pricopie, mai mult ștearsă acea lovitură. A revenit și Pricopie cu un croșet de stânga. Da, a fost telefonat însă. Mult împins. L-a ciupit Ștârba cu stânga. Îl respinge foarte bine cu frontala, rătează apoi dreapta, atacă Ștârba și îl obligă pe Pricopie să facă pasul în spate. Multe lovituri ratate și aceste lovituri ratate te consumă pentru că faci un efort încercând să atingi ținta, lovești aerul. Iarăși a fost o stângă care Ștârba l-a ciupit, iarăși a plecat, lovitură frontală. Pricopie are probleme de ceva timp în a scurta distanța și în a se apropia așa cum vrea de adversar. Se duce în față Ștârba și reușește câteva lovituri nu foarte eficiente, dar lovituri care au punctat și au atins ținta. Stop! Second out! O primă repriză în care Ștârba a început mai bine, a avut lovituri care au intrat, a fost mai hotărât, a lovit mai puternic, multe lovituri de braț din partea sa. Pricopie a reușit să echilibreze după primul minut. În continuare, Ștârba reușește să se deplaseze bine în majoritatea cazurilor atunci când Pricopie atacă și invită atacurile acestuia. Hai! Moment de bravadă din partea Pricopie, care a vrut să-i arate basarabeanului că n-a pătimit cu nimic de pe lovitura anterioară. Iată din nou deplasarea celor doi cu Pricopie care a tăiat calea lui Ștârba. Acum basarabeanul face câțiva pași înapoi. Tehnica de picioare a lui Ștârba dă ca să nu zică lumea că nu știe să dea cu piciorul. Brațele sunt adevăratele lui Arne. Acum din nou mediană, mai mult cu vârful degetelor trimisă de Ștârba. Croșeu de stânga ratat. Hai! Bună dreapta lui Pricopie, da. A fost o lovitură mai mult palmată, nu prea a fost în plin cu pumnul. Încă o stângă la corp trimisă de Pricopie. Nu ștearsă. Ștepan a încasat totuși lovituri deosebit de violente. Știi, care să-l macine, care să lase urmări. Dar foarte puțină activitate totuși din partea lui Ștârba în această rundă a doua. Da, după o primă repriză în care a fost mai agresiv cumva și a avut lovituri mai puternice. Acum n-a mai pus forță pe lovituri, a trimis așa lovituri izolate. Fai! Break! Break! Fai! Cearcă Pricopie, se apropie o dreaptă puternică a lui Ștârba ratată, a reușit una prin gardă. Așa! 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 Așa!
ale lui Pricopi ratate. Șterba încearcă și el să revină. Acum o dreaptă mai mult în gardă. Eu cred că vom avea o repriză a treia decisivă. Pentru că repriza asta, eu zic, este a lui Pricopi. Deva direct încearcă și o lovitură ploată așa Șterba, dar nu-i reușește. Judge. Time. Fight. Suntem ultima repriză. Spuneai tu ceva mai devreme, Octavian, că va fi decisivă. Da, cred că da. Nu prea ne-am înșelat până acum în... În aprecieri, da? Până aprecieri, da? În predicții... Cam ce-au văzut arbitrii am văzut și noi. Poate cu o singură excepție. Câteva directe trimise de Șterba. Dar asta așa, mai mult de control, să-l exact. Un pic pe Pricopi, nu îl pune realmente în dificultate. Exact, ce spuneam noi, vine din box, na. Bun croșol de stânga. Se duce Șterba peste adversar, luată în braț acum de Pricopi. Hai! L-a prins cu dreapta, dar nu l-a prins sănătos. Și acum cu stânga, da. Cu stânga. Ceva mai bine cu stânga. Sunt destul de moi loviturile astea. Dacă e așa cum credem noi, și anume că Șterba vine din box, atunci e destul de greu să îi provoci daune, să-l pui jos cu astfel de lovituri. Are mai multă forță și trebuie mai bine țintită. Face pasul înapoi Șterba. Și faptul că Alin Pricopi ține centrul ringului, dar putea să-i aducă această repriză în avantaj. Da, e o treabă importantă. Încă o stângă bună pentru Alin, chiar dacă n-au fost puternice, sunt lovituri care punctează. Corect. Arbitrile văd. Așa este, așa este, da. Nu stă totul în forța loviturii, ci în felul care îți atingi sau nu îți atingi ținta. Pricopi însă are foarte multă determinare, foarte multă ambiție. Da, fiind și la el acasă, probabil că vrea să facă o figură frumoasă în fața publicului local, în orașul său de Baștină, și atunci încă o stângă bună, emoționat, da. De treaba asta. Un croșeu nu foarte puternic, dar încă o dată în figura adversarului. Șterba tot zâmbește, însă nu prea cred că-i zâmbetul lui. Și Baxamuca cam obosit, e cu gura deschisă, caută aerul. De unde, la un moment dat, dai impresia că e proaspăt, vă, că s-a dus în jos, din punctul ăsta de vedere. A mai încasat o lovitură, încearcă o serie, se aruncă asupra lui Pricopi. Final de repriză, final de meci, probabil că vrea să fure peisajul, să fure ochiul arbitrilor. Da, și Pricopi, în același ritm pe care l-a avut în această repriză, pasă înainte, încearcă să se apropie de adversar. Acum sunt ultimele 10 secunde, Pricopi se duce în față, ratează o lovitură. Și încă o mediană trimisă de Pricopi pe finalul reprizei, așadar 3 reprize între Alin Pricopi și Stanislav Șterba, să vedem care va fi decizia judecătorilor. După o primă repriză în care moldoveanul a început ceva mai bine, repriza a doua și a treia s-au cam dus în favoarea lui Alin Pricopi. În care va fi și părerea celor trei arbitri judecători la finalul acestui meci. Revedem momentele importante din ultima repriză. Câteva lovituri trimise de Șterba. Acum am văzut o dreaptă foarte bună care s-a dus în figura lui Pricopi. Pricopi în această repriză a fost omul care a ținut centrul ringului. Ea punctat mai mult, a apăsat pe accelerație, a avut momente bune, a avut lovituri care și-au atins ținta. Șterba a fost cel care a fost pe pas înapoi și a încercat lovituri care să-l surprindă pe adversarul său. Winner by unanimous decision. The right corner, Alin Pricopi.
Decizie unanimă, cei trei arbitri judecători l-au văzut învingător pe Alin Pricopie, așadar sportivul gălățean câștigă împotriva lui Stanislav Ștârba. Premiile vor fi acordate de Ana Maria, reprezentantul Angie, și Eugen Preda, Federația Română de Kempo, cu titlul campion european și mondial.